30.08.2022, ora 23:57. Liga 1, Constanța Lai-Doutaus, FCSB, miercuri ora 10 PM, Digi Sport 1. Liga 1, CFR Cluj, voluntari, miercuri ora 19:15, Digi Sport 1. Rapid a predominat în duel cu Universitatea din Cluj cu un scor de 1-0 în a 8-a etapă a Liga 1, într-un meci decis de un penalti. Giuti este în primul rând în clasamentul Liga 1, cu un total de 18 puncte, în timp ce Universitatea din Cluj rămâne pe locul 14, cu doar 3 puncte. Rapid cu Cluj 1-0. Giuletti câștigă cu un penalti și ajunge pe primul loc în clasament. Meciul dintre Rapid și Cluj a fost sub semnul echilibrului. Duganțic ar putea înscrie în minutul 7, când a intrat în colțul transilvanian. Acțiunea croatului a fost oprită de defensiva lui Cluj. Transilvanii au dat răspunsul câteva minute mai târziu, când Eli Fernandez a trimis exteriorul în fața portului pentru Bălan, dar intervenția moldovanului a suprimat pericolul. Alex Ionitse a trimis o lovitură bună din exteriorul cutiei, dar mingea a trecut puțin aproape de ușa lui Gorcea. A doua repriză a început o oportunitate foarte bună pentru transilvanieni. Eli Fernandez a combinat foarte bine cu Bălan și a tras, dar a fost confuz de apărarea rapidă. Kipciu a concentrat foarte bine în minutul 64, Eli Fernandez a încercat să înscrie cu capul, dar mingea a îndepărtat de ușă. Oane a tras puternic din exteriorul cutiei în minutul 64, dar portarul transilvanian a reușit să respingă în afara pământului. Giuletti a marcat singurul gol al meciului prin Duganțic, în minutul 80, de 11 metri. Găman a dictat un penalti după ce Isa Pas a atins mingea cu mâna în cutie. La sfârșitul meciului, Giulestișii ar putea dubla avantajul atunci când Popeau a întors în fața ușii direct în blocajul Borcea. În faza următoare, Transilvanii ar putea restabili egalitatea atunci când Eli Fernandez s-a tras prea tare în dreapta ușii Moldovei. Rezumatul video al potrivirii rapide, Cluj 1-0. Rapid, Cluj 1-0. Giuletti câștigă cu un penalti și ajunge pe primul loc în clasament. Fără o victorie în acest sezon, Cluj caută cel de, al 37-lea succes din istoria întâlnirilor directe cu Rapid. În timpul celor 92 de jocuri dintre cele două echipe, Giuletti au fost de 41 de ori și alte 15 jocuri au încheiat. Antonio Sefer este cel mai mare marcator în Rapid în acest sezon, cu 3 succese, în timp ce Adrian Bălan este principala gura de foc a lui Cluj, cu același număr de goluri. În timpul începerii băncii Red Help, ultima etapă, Eugen Neagai a jucat.